Dumnezeu de sus veghează, El le binecuvintează sufletele celor ce se încred în El. Doamne, mărește-ne credința! Și fără credință e cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. De altfel, să știți că fiecare dintre noi suntem produsul credinței noastre. Noi nu ne putem ridica mai mult la o stare mai înaltă decât este credința. Cel neprienit va trăi prin credința lui, prin credință. Și dacă nu este starea de neprienire, degeaba pretindem noi credință de la cineva. Frate, crede, dacă viața nu este o viață de neprienire, iar apoi această neprienire, Biblia spune că să trăim într-o neprienire cerută de El. În Luca spune că amândoi, Elisabeta și Zaharia, erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu. Sunt mulți care sunt neprihăniți înaintea oamenilor. Dar Dumnezeu ne verifică și ne găsește anumite carențe, probleme în viața noastră. Știți, spune Iov, zice, nu pentru neprihănirea ta te cercetează, te pedepsește, spune acolo, de bună oară copiii lui Iov. E o binecuvântare astăzi, dacă noi ne-am face într-un mod absolut după cuvânt. Întotdeauna partea noastră a părinților, părinții au un rol determinant, foarte important. Ce să fac pentru acest copil? Sfințește-te tu în calitate de părinte, mai mult. Cercetează-te. Împlinește în toate direcțiile și compartimentele voia celui preanalt. Biblia spune despre Iov că a fost un neprihănit Iov și așa era, un om neprihănit. Dar despre copiii lui nu spune că erau la fel ca și el. Iov aducea jertfe pentru copii, dar nu rezolva problema copiilor. Copiii aveau familie la rândul lor, trebuia ei să aducă. Domnul nu i-o găsi pe ei. Spune că ei dădeau așa câte o întâlnire, câte o părtășie, dar nu aveau treabă cu jertfele. Foarte important. Avem oameni mari în Biblie, care au avut credință și s-au păstrat curați. Dar foarte importantă credința aceasta să fie manifestată în toate compartimentele vieții. Cel neprihănit va trăi prin credința lui. Biblia spune de altfel în Timotei, în capitolul 1, versetul 5, ținta poruncii e dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută, credința, terenul. Amintea fratele Silviu, Romani, capitolul 5. Prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm, în nădejdea slavei lui Dumnezeu, prin credință. Prin credință am primit această stare de neprihănire. Dar trebuie credința aceasta să crească și apoi să se manifeste în toate compartimentele. Ca să înțelegem și mai bine, uitați ce spune Biblia de bună oară în Isaia, citim mai întâi în Isaia. Spune Isaia 32, lucrarea neprienirii va fi pacea. Noi de multe ori spunem, frate, să ai pace, dar pacea e un produs, un efect. Lucrarea neprienirii, dacă este neprienirea ca efect, va fi pacea. Dar dacă nu e neprienirea, oricât ai încerca să-i spui cuiva, nu va putea, nu poate să aibă această pace. Pacea e un lucru mare, dar e un produs al neprienirii. Zice, roada neprienirii, neprienirea are și o roadă. Roada neprienirii este odihna și liniștea pe vecie. Uneori, amintesc și ce spune aici în Psalmul 97, zice, lumina este semănată în pace, este semănată pentru cel neprienit, pentru cel neprienit. Și bucuria pentru cel cu inimă curată. Frate, bucură-te! A, e ușor. Inima curată, dacă nu e inima curată, nu te poți bucura. Eu pot poza că mă bucur. Dar bucuria e o stare a inimii. E o stare a inimii. Neprienirea e o stare în care eu trebuie să fiu găsit întotdeauna. Iar dincolo de toate este credința. Spune, neprieniților, bucurați-vă, cine se pot bucura? Neprieniților, bucurați-vă în Domnul și măriți prin laudele voastre sfințenia Lui.
Aici în Psalmul 32, versetul 11, neprieniților, bucurați-vă în Domnul și veseliți-vă, scoate strigăte de bucurie toți cei cu inima fără prihană. Altfel, dacă nu ai, nu poți. Putem da sugestii ce să facă cineva, dar mai departe nu putem. Nici Domnul, nu, el nu trece peste cuvântul lui, că e a lui. Nu trece peste el. Există un lanț legat. Și dacă noi împlinim și, sigur, punem temelia cum trebuie, toate lucrurile vor fi în ordine. Versetul 1 din capitolul 33, neprieniților, bucurați-vă în Domnul. Oamenilor fără prihană leșa de cântarea, bine cântarea de laudă. Chiar și cântarea de laudă. Cei cu inima curată să laude pe Domnul, cei care au starea aceasta de neprienire, pot să cânte, să laude. Ce frumos spune aici, încă o dată reluând acest verset, și cel neprienit va trăi prin credința lui, prin credință accepți copiii în familie. Când alții, nu prin vedere, nici măcar prin simțire, noi nu trăim prin simțire, auzim de multe ori, frate, asta e încredințarea mea, dar încredințarea ta e bazată pe cuvânt? Dacă nu e bazată pe cuvânt și nu are suport cuvântul, nu-i cuvântul suportul încredințării, trebuie să renunți la ea. Păi David spune, Doamne, cercetează-mă și vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea mântuirii. Pot să fiu pe o cale rea? Pot. Încredințarea mea, dacă nu-i conform cuvântului, mă poate duce într-o direcție greșită. Cuvântul este filtru, sita, mă uit în cuvânt. Și David cere, Doamne, cercetează-mă, verifică-mă. Vreau, Doamne, o analiză minuțioasă a vieții mele, pentru că vreau să mă întâlnesc cu Tine. Prin credință trăim. Biblia vorbește, trăim prin credință, umblăm prin credință. Suntem păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, dar toate astea sunt valabile pentru cel neprienit. Și cel neprienit are o teamă sfântă de Domnul. Prin credință acceptăm încă o dată copilul în familie, acceptăm planul lui Dumnezeu. Nu e ușor să-l accepți într-o vreme critică și timpul din față va fi tot mai greu. Amenințările din partea celui rău vor fi tot mai mari în dreptul copiilor noștri, să știți. Planuri, mârșave, cum spune Biblia, care fac planuri și hotărâri, ei care stau și au hotărâri pe scaunul de domnie, care sunt în frunte, se iau hotărâri în vremea din față. Și atunci, sigur, credința într-o astfel de împrejurare este conturată și văzută. Atunci se vede credința noastră. Spune acolo Petru, să uniți cu credința voastră. Credința e temelia și apoi de la credință celelalte. Toate celelalte. Totul prin credință. Ce fel de credință? Credința în jertfa Domnului, în Domnul Iisus. În cuvântul Lui, în mântuirea Lui. În revenirea Lui, din nou, nădejdea noastră, asta e nădejdea, punctul culminant al credinței, că Domnul va reveni din nou. Și El va duce la El pe cei ce sunt ai Lui și astăzi împlinesc cuvântul Lui. Pe cei ce trăiesc astăzi prin credință. Să știți că nu e simplu, nu e ușor, niciodată nu a fost. În toate viacurile au fost probleme, de o natură sau alta. Dar în mod special Biblia vorbește de sfârșit. Vremea sfârșitului cea mai critică, unde luptele sunt tot mai mari. Dar și într-o asemenea împrejurare și timp, Domnul are promisiuni pentru ai Lui. Domnul ne promite că va fi cu ai Săi până la capăt. Credeți că va fi cu noi? Domnul va fi cu noi, dar noi să rămânem lângă El, să rămânem cu toată inima, cât putem. Că Domnul vede străduința și dacă vede, uite, Eugen vrea, dar are carențe în viața lui. Trebuie totuși, oricum, modelarea lui, trebuie curățirea. Asta în dreptul fiecăruia e valabil. Biblia, știți ce spune? Zice și dacă cel neprienit scapă cu greu. E vremea când Domnul se ocupă de cei neprieniți, să știți. Eu îmi zic, când văd, aud încercări într-o parte în alta, ăsta e mai neprienit decât mine. E mai neprienit decât... Ce cu ei începe? Curățirea. Nu că nu sunt curați, dar zice Biblia, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Fără vină, fără vină. Acum chiar nu avem bine, avem încă. Dar Domnul se ocupă de noi, de aceea să nu cădem în deznădejde. Domnul ne iubește.
Ne iubește și ne dorește, e un tată desăvârșit, nu greșește Domnul niciodată. Să accepți copilul prin credință. Într-o vreme ca aceasta să-i dai educație, în familie să te ocupi de familie, tot prin credință, totul prin credință. Dar astea sunt legi demodate, învățături care nu mai au valoare, suport. Am văzut și dincolo, peste tot, dar și la noi, același lucru. Foarte greu să te concentrezi tot timpul, valoarea, o repet din nou, eu am mai spus, valoarea cea mai mare e familia. Nu cumva să ne pierdem familia. Nu cumva să pierdem ceea ce Dumnezeu a pus și ne-a dăruit. Atunci am pierdut totul. Ne vom prezenta înaintea cerului, a providenței, cu mâinile goale. Că celelalte rămân oricum aici. De aceea doresc toate familiile, Doamne, binecuvântă-le. Să binecuvinteze Domnul și familia tânără care a dus odrasla, familia Preșcan. Să știți că tinerii, în general, după ce s-au căsătorit, ei pornesc cu elan mare, cu dorinți mari. Cea mai mare dorință, dar și cea mai mare hotărâre. Sunt dorinți care rămân în fașă și nu se duc la îndeplinire. Sunt cercetat în biserică, la o rugăciune, la o părtășie, la un cuvânt și parcă cu toată inima, dar rămâne fără, în continuare, fără hotărâri. Cea mai mare hotărâre, cea mai mare dorință, dar hotărârea trebuie să o iau, să nu o las. Mă duc acasă și încep de azi, îmi fac partea. Partea mea trebuie să mă fac în dreptul copilului. Rugăciune în fiecare zi, cuvânt în fiecare zi. Și asta se vede și după părtășia care avem în timpul săptămânii. Să știți că foarte multe nemulțumiri sunt din partea lucrătorilor și în Statele Unite. Nu se vine, în timpul săptămânii bisericile, multe dintre ele goale, majoritatea. Nu se vine la rugăciune. Nu se vine la părtășie, nu merg de multe ori. Uneori și duminica dimineața. Seara vin mai mulți. Și ei mereu spun, frate Eugen, așa e și la voi. Vreau să spun că există și în țară multe probleme la capitolul acesta. Noi până acum ne-am bucurat totuși. Au fost frați care s-au sărduit, dar nu toți. Eu doresc din această seară Domnul să pună râvnă în toți cei prezenți. Să nu lipsim, frați și surori, de a-mi realiza că numai aia e contabilizat înaintea lui Dumnezeu. Ce facem pentru El? Vin aici la părtășie, totul este scris și într-o zi mă voi întâlni, voi fi răsplătit. Dar și în ziua necazului, Domnul răsfoiește dosarul vieții mele și dosarul vieții tale. Am fost cu râvnă pentru El, m-am dăruit în familie, mi-am făcut partea, cer ajutor în dreptul unui odrasle care a crescut și nu mai vrea să asculte, Domnul are metode. Domnul poate totul. Mă încred în El, i-aduc aminte, Doamne, adu-ți aminte. Sigur, cu credință, nu în disperare. De-aia spuneam, ținta poruncii dragostea, care vine dintr-o credință neprefăcută. Accept copilul, dar cu dragoste în familie, din dragoste. Nu mă resemnez, n-am ce face. Să știți că sunt familii care acceptă, dar cu rezerve, cu murmuri, cu cârtire. Nu-i în ordine. Trebuie din dragoste. Pentru Dumnezeu totul trebuie să o fac din dragoste. Și la o cotă maximă. Îi dau învățătură și îl aduc la casa Domnului și pe el cât pot. De mic, unde sunt mai mulți copii, e greu să-i poți aduce pe toți la casa Domnului. Apoi, sigur, copilul în continuare trebuie să aibă un exemplu, e foarte important. Trebuie să aibă un exemplu, părinții trebuie să fie un exemplu în toate. Să vadă părtășia, să vadă bunătatea, dragostea. Un părinte mă întreba în Statele Unite, copilul era răzvrătit. O făcut multe și, frate Eugen, cum să mă comport, ce să fac? Să-ți arăți dragostea față de el. Nu ești de acord cu ce-a făcut el, dar pe el trebuie să-l iubești. Față de el, el trebuie să rămână copilul tău, oricând să ai ușa deschisă pentru el. Asta trebuie să fie poziția unui părinte. Spune-mi adevărul cu blândețe, cu bunătate, cu dragoste, dar copilul, sufletul trebuie să-l iubim, să ne dăruim. Părintele să fie un exemplu și apoi, în ultimă instanță, părintele trebuie să fie și prieten apropiat. Aici e o problemă mare. Sunt carențe, sunt probleme. Noi trebuie să ne cunoaștem, nu ne cunoaștem copiii, să știți. E trist. Avem uneori încredere mare în copii. Și dacă cumva la școală aflăm, cineva ne spune ceva negativ, suntem gata să devenim irascibili. Nu suntem de acord. Știți de ce? Pentru că nu ne cunoaștem copiii suficient. E bine să fim la pas cu ei, să le cunoaștem apucăturile,
problemele, defectele. La fiecare, nu poți să-i tratezi pe toți șablon. Fiecare are particularitatea lui. Doamne, binecuvântă familia Pleșcană. Ar Domnul să binecuvinteze toate familiile din Betel. Vrem în final, Doamne, prin credință, să acceptăm voia Ta, planul Tău, să ne facem datoria în toate compartimentele. Iar în ziua aceea să ne putem bucura împreună cu toți de mântuirea Ta. Amin.